că spuneam la început, vestiți și invitați, că avem oaspeți de seamă de la Universitatea de Stat din Moldova, din Chișinău. Suntem onorați astăzi să avem o legătură directă cu rectorul Universității de Stat din Moldova, profesorul universitar dr. Amir Igor Șarov, pe care îl rugăm să rostească câteva cuvinte. Până la stabilirea legăturii, rugăm un alt distins universitar de la Universitatea de Stat din Moldova. Da. Din partea primăriei Lugoj, va vorbi domnul muzeograf dr. Răzvan Pinca, de la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică. Bună ziua, bine ați venit! Permiteți-mi să vă adresez un cuvânt de salut din partea primăriei municipiului Lugoj, principalul cofinanțator al acestei manifestări. Stimate doamne, stimați domn, onorat auditor, organizarea unei conferințe de istorie care să reunească specialiști, profesori și cercetători de la importante universități, institute de cercetare și muzee din țară și din străinătate, care aici, la Lugoj, vor schimba idei și vor împărtăși o parte din experiența lor profesională, reprezintă un real câștig pentru comunitatea noastră. Partea Banatului, regiune cunoscută prin diversitatea culturală, lingvistică, etnică și confesională, Lugojul, acest exemplu de multiculturalitate, va continua să promoveze și pe viitor acea formă a culturii care acceptă procesul evolutiv. Doar dialogul intercultural, reușita comunicării dintre diverse modele culturale, poate influența și perspectivele multiculturalității bănățene. Fiind conștienți că educația este cea mai de preț înzestrare dobândită a unui om, care îl însoțește și animă pe parcursul întregii existenței, urăm tuturor participanților succes, realizări și un călduros bine ați venit. Și acesta a fost mesajul din partea primăriei municipiului Lugoj. Vă mulțumesc! Îl invităm la microfon pe domnul profesor universitar dr. Habil Ion Eremia de la Universitatea de Stat din Moldova. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit sănătoși la Lugoj. Noi am venit o echipă din Republica Moldova, lucru pe care îl facem de acum pe parcursul a mai mulți ani de zile, începând cu 2007, când am început o colaborare destul de fructuoasă cu Universitatea din Oradea. Pe parcursul timpului, deci am participat la mai multe conferințe, au fost publicate volumele care includ materialele respective. Am participat la diferite alte manifestări, până când, în sfârșit, prin intermediul domnului Sorin Șipoș, deci ne-a încadrat și la conferința științifică de aici, de la dumneavoastră, de la Lugoj. Vorbeam cu un coleg, zic că mai zic că în condițiile date de pandemie nici nu am gândit că toamna aceasta o să ajungem la Lugoj. Dar iată că evenimentele s-au situat în așa fel încât am ajuns și la Lugoj. Nu vreau decât să exprim speranța unei bune realizări a programului conferinței, să doresc succese participanților
și speranța că comunicările care vor fi publicate, care vor fi susținute aici ulterior, vor fi publicate, fiindcă de la bun început noi am manifestat un anumit interes față de aceste două extremități ale românității, extremitatea vestică și extremitatea estică, și atunci când venim cu comunicările, le ascultăm, discutăm, vedem anumite puncte comune, în multe cazuri aceleași probleme, aceleași suferințe și ascultare reciprocă, deci ne permite o înțelegere mai bună a celor evenimente care au fost în trecut. Doresc succese conferințe și multă sănătate participanților și tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc!